Municipiul Roman a ieșit din grila localităților care au peste 1,5 la mie indicele de infectare cu COVID-19, dar în schimb evoluția pandemică la nivel județean este încă departe de a da semne de îmbunătățire radicală. Direcția de Sănătate Publică ți a prezentat joi situația cazurilor de infecție cu coronavirusul COVID-19 în județ, conform raportării de la data de 19 noiembrie. Astfel, în județul neamț, de la începutul pandemiei și până joi, au fost înregistrate 8425 de cazuri COVID-19. Au fost raportate 197 de decese, adică 91 de femei și 106 bărbați, cu vârste cuprinse între 26 și 96 de ani și având comorbidități. Au fost testate 23.914 persoane, fiind lucrate în total 65.716 teste. Localitățile cu cele mai multe infectări registrate în ultimele 14 zile sunt Piatra Neamț cu 715 cazuri și Municipiul Roman cu 140 de cazuri. În perioada 12-19 noiembrie au fost raportate 779 de cazuri noi. În această perioadă au fost depistate și anchetate mai multe focare de familie și de colectivitate și au fost continuate anchetele epidemiologice a focarelor în desfășurare. Astfel, conform DSP Neamț, în Spitalul Municipal de Urgență Roman a fost depistat un focar COVID-19 în cadrul secției chirurgie. În total sunt infectați șapte salariați, din care doi medici și 44 de pacienți. Un alt focar COVID-19 a fost depistat în cadrul unui centru rezidențial din comuna Alexandru cel Bun, în total fiind infectate 19 persoane și în cadrul unității medico-sociale Ceahlău a fost depistat un focar COVID-19, infectate 60 de persoane din care 48 de beneficiari. În ultimele 14 zile, în cadrul testărilor efectuate conform metodologiei în vigoare, au fost depistate 34 de cazuri noi de infectări SARS-CoV-2 în centrele de dializă din Piatra Neamț și Târgu Neamț. În prezent, 395 de persoane confirmate COVID-19 sunt internate în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și 28 în secția COVID a Spitalului de Pneumofiziologie Bisericani. Până în prezent, Direcția de Sănătate Publică Neamț a eliberat 8 692 de decizii de carantinare și 4040 de decizii de izolare. Aș vrea să spun încă o dată vestea bună acea faptul faptului că incidența infectării în municipiul Roman a scăzut, astfel că am ieșit din glila de monitorizare și suntem la incidență sub 1,5 la mie, ceea ce nu poate decât să ne bucure și Totodată să le mulțumesc romașcanilor că sunt responsabili și că fac posibil acest lucru, respectiv menținerea sub control a acestei rate de infestare. lucru ce permite dezvoltarea desfășurarea activităților în municipiul Roman în condiții cât mai aproape de normalitate posibilitatea desfășurării și activităților economice, dar și activităților publice, așa cum am spus, într-un mod cât mai aproape de normalitate. Și pentru asta le mulțumesc încă o dată. La Direcția de Asistență Socială, în acest moment avem la Casa Bunicii, Bunicilor 29 de bunici, din care 10 sunt în izolare, iar 5 sunt pozitivi. Așa cum v-am prezentat și în uh, intervenția de săptămâna trecută, s-au făcut uh, proceduri și circuite pentru a putea izola, pentru a putea uh, respecta toate normele impuse de uh, Direcția de Sănătate Publică. În, uh, din cei 21 de angajați de la Casa Bunicii, o persoană este în izolare și va ieși luni. La Casa Fluturașilor nu sunt probleme deosebite, constant sunt între 13, 15, 16 uh, copii uh, zilnic în, uh, la Casa Fluturașilor. În cursul zilei de joi a fost ținută o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe fondul evoluției pandemiei, în cadrul căreia a fost decisă organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte în comunele Dobreni 7,41 la mie, Dumbrava Roșie 4,76 la mie, Alexandru cel Bun 4,41 la mie, Negrești 4,38 la mie, Moldoveni 3, 3,46 la mie, Mărgineni 3,24 la mie și Bodești 3,05 la mie incidență. Și se menține această măsură pentru municipiul Piatra Neamț cu 5,82 la mie și Comuna Pângărați cu 3,69 la mie, unde se constată că incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3. De asemenea, s-a interzis activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor din comunele Dobreni, Dumbrava Roșie, Alexandru cel Bun, Negrești, Moldoveni, Mărgineni și Bodești și se menține această măsură pentru municipiul Piatra Neamț și comuna Pângărați. De asemenea, în localitățile amintite a fost interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, iar agențiile LOTO rămân deschise doar pentru comercializarea biletelor. CJSU a permis activitatea restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, a pensiunilor sau altor unități de cazare din aceste localități doar pentru persoanele cazate în cadrul unităților respective, rămânând deschise terasele. De asemenea, este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, adică de tip take-away. Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în comunele Făurei 2,87 la mie incidența, Tupilați 1,89 la mie și Ștefan cel Mare 1,65 la mie, unde se constată că incidența acumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3 la mie. De locuitori. De altfel, în toate comunele din această plajă a infectărilor au fost luate măsuri de limitare a numărului de clienți la 30 sau 50% din capacitate. Măsurile au intrat în vigoare de vineri, 20 noiembrie la ora 8, pentru o perioadă de 14 zile, iar în cazul municipiului Piatra Neamț și a Comunei Pângăți vor fi prelungite din data de 21 noiembrie pentru o perioadă de încă 14 zile.